Mulțumesc Domnului și vă mulțumesc dumneavoastră pentru o zi atât de frumoasă și plină de binecuvântări. În februarie, pe un frig cumplit, am aterizat la Chicago doar pentru o scurtă perioadă, în cadrul unui program de parteneriat cu cei din Wheaton, și fratele Sandu Popa m-a dus să văd clădirea bisericii gata. Vă mărturisesc că era atât de frig încât de la mașină până înăuntru am înghețat de frig. M-am bucurat să văd această casă de rugăciuni și vă mărturisesc că este tare frumoasă. Este mult mai frumoasă însă atunci când suntem adunați la oaltă numele Domnului. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați îngăduit astăzi, în zi de sărbătoare, să mă închin Domnului împreună cu dumneavoastră. M-am bucurat să văd dimineață copiii și să văd după masă tinerii bisericii. Mă rog să-i binecuvinteze Domnul. Vă mărturisesc că îmi sunt dragi și copiii și tinerii. Petrec cea mai mare parte a lucrării mele între tineri. Și mă rog ca Dumnezeu din generația lor să scoată acei oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care rămân tari și care fac mari lucrări. Îi salut pe tinerii bisericii dumneavoastră din partea studenților de la Universitatea Emanuel și mă rog ca Dumnezeu să ne dea harul să continuăm colaborarea pentru pregătirea de lucrători și pentru răspândirea Evangheliei. Pe aceia dintre tineri care vor să studieze cu cei de la Universitatea Emanuel, vă anunț că prin îndurarea lui Dumnezeu ne-a fost acreditat programul de distance learning, învățământ la distanță, așa că puteți fi studenți la Universitatea Emanuel trăind în Chicago. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze colaborarea care a început în urmă cu ani de zile și fratele Valentin este profesor la Universitatea Emanuel. Dar astăzi sunt obligat să vă prezint o reclamație. Anul acesta n-a venit la cursuri. Eu am venit până aici să rog să continuăm colaborarea. Avem nevoie de lucrarea împreună la pregătirea unei generații de lucrători și fratele Valentin este profesor de istoria baptiștilor și prin mila lui Dumnezeu a ieșit volumul întreg, 1, 2 și 3, compactat, a istoriei baptiștilor, scrisă de fratele Alexa Popovici și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a rămas. Una dintre cele mai importante cărți pentru istoria baptiștilor din România. Fratele Valentin este profesor de istoria baptiștilor și rog să vină să predea cursul. De asemenea, predă cursul de liturgică, pregătirea tinerilor pentru a conduce slujbele divine. Pentru că o slujbă divină nu este un program de discotecă, nu este un program de divertisment. Slujba păstorului nu este să distreze caprele, ci să hrănească turma. Și ne rugăm ca Dumnezeu să îi dea fratelui Valentin și sănătate și resursele necesare și cer acordul bisericii să vină în anul acesta să predea cursurile. Vreau să vă spun că dacă nu vine dânsul, nu mai vin nici eu la Chicago. Acesta este târgul, 1-1. Și rugămintea celor de la Oradea și a soției mele este când vine fratele Valentin să vină și sora Carmen. Dacă nu vine sora Carmen, Delia nu mai vine cu mine încoace. Suntem într-o vizită foarte scurtă în Statele Unite împreună cu Delia. Am predat un curs la Seminarul Teologic Baptist din Fort Worth, din Texas, în cadrul unui parteneriat pe care îl avem cu acest seminar teologic. Profesori de la ei predau la noi, profesori de la noi predau la ei și a fost rândul meu să vin să predau un curs. Apoi suntem pentru câteva zile în Colorado, în parteneriat cu câteva biserici din statul Colorado care slujesc în România. Și în seara aceasta, la 8:30, fratele Sandu Popa zboară cu mine până la aeroport să prind avionul și când dumneavoastră o să dormiți așa de liniștit și o să visați, eu voi fi încă pe avion. Voi ajunge la ora 1, ora dumneavoastră, în Denver și de acolo mai am 3 ore cu mașina până când ajung la destinație. Mâine dimineață, la ora 7, am următoarea întâlnire. Așa că vă rog când vă duceți la culcare, pomeniți-mă și pe mine în rugăciune și spuneți, Doamne, trezește-l mâine dimineață la vreme, ca să nu piardă întâlnirea.
Dar în seara aceasta ne întoarcem la ceea ce ne spune Fiul lui Dumnezeu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Întrebarea aceasta pe care o pune Fiul lui Dumnezeu în Cezarea lui Filip este în contextul în care, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, Apostolul Petru face o mărturisire extraordinară. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui adevărat. Când Petru proclamă divinitatea Domnului Iisus Hristos, când înaintea ucenicilor adevărata identitate a Domnului este afirmată, Domnul Iisus le vorbește despre moartea Lui pentru mântuirea noastră. Și apoi pune această întrebare. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și dacă se întâmplă să-și piardă sufletul, ce-ar trebui să dea un om în schimb ca să-l câștige înapoi? În spatele acestei întrebări este o afirmație copleșitoare. Dintre toate valorile pe care le avem noi oamenii aici pe pământ, Domnul Iisus spune, cea mai mare valoare, lucrul cel mai de preț pe care îl avem noi oamenii, este sufletul nostru. Dacă am pune pe un taler tot universul acesta cu toate bogățiile lui și pe talerul celălalt sufletul unui singur om, Domnul Iisus spune, sufletul unui singur om este mai de preț decât tot universul acesta la oaltă. De aceea spune Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă își pierde sufletul? Ce avem noi mai de preț? Este sufletul nostru. Și dacă sufletul nostru este lucrul cel mai de preț pe care îl avem, atunci este important să înțelegem ce anume este sufletul. Și cum ne raportăm la sufletul nostru? Ce facem cu el? Ne vom uita în seara aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu în Scriptură, să vedem ce anume este sufletul și să vedem ce fac oamenii cu sufletul lor. Ne vom uita la un om în Sfânta Scriptură care și-a pierdut sufletul. Ne vom uita la un alt om care și-a chinuit sufletul. Ne vom uita în final la un om care și-a mântuit sufletul. Și apoi ne vom opri fiecare în dreptul sufletului lui. Să ne întrebăm ce facem noi cu sufletul nostru. Ce este sufletul? În cartea Geneza, în capitolul 2, când Biblia reia istoria creației universului nostru, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum anume am fost creați noi oamenii. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Domnul Dumnezeu l-a creat pe om dintr-o parte materială, din țărâna pământului și partea aceasta materială din noi ne ajută să intrăm în legătură cu lumea materială. Noi trăim într-un univers material și putem intra în legătură cu lumea materială pentru că noi suntem alcătuiți și dintr-o parte materială. Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, este trupul acesta material creat de Dumnezeu din parte materială. Și intrăm în legătură cu lumea materială. Dar nu suntem doar atât. În această parte materială, Dumnezeu a suflat suflare de viață. În noi este o altă parte, o parte spirituală. Este suflarea lui Dumnezeu în noi, care este partea spirituală din noi și care ne ajută să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Noi nu suntem doar parte materială. Suntem și parte spirituală. Și așa după cum intrăm în legătură cu lumea materială, cu trupul nostru, tot așa putem intra în legătură cu lumea spirituală, cu sufletul nostru. Sufletul este acea parte din noi, partea spirituală,
care ne-a fost dată de Dumnezeu ca să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Ca și oameni suntem ființe extraordinar de complexe. Trăim în această interferență dintre lumea materială și lumea spirituală. Trăim la această interfață. Intrăm în legătură cu lumea materială și intrăm în legătură cu lumea spirituală. Dar partea cea mai valoroasă în noi, partea cea mai scumpă, este partea care ne pune în legătură cu lumea spirituală. Și Domnul Iisus întreabă, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta materială dacă își pierde sufletul care îl conectează la lumea spirituală? Și dacă s-a deconectat de lumea spirituală, dacă și-a pierdut sufletul, ce-ar putea să dea omul din ce este material ca să câștige ce-a pierdut? Ce ne spune Domnul Iisus este înfiorător. Cea mai scumpă parte din noi, partea aceea care ne așează în legătură cu Dumnezeu, partea care ne ajută să ne legăm de cer, partea aceea spirituală din noi se poate pierde. Aici pe pământ avem multe lucruri la care ținem și le pierdem. Pierdem bani și ne pare rău după ei. Pierdem acte și ne pare rău după ele. În urmă cu 3 ani de zile, am fost împreună cu corul Universității Emanuel în Viena, Austria, la o competiție internațională organizată de Națiunile Unite, competiție de interpretare corală. Ne-am dus și noi cu corul Universității Emanuel și am intrat în această competiție la Centrul Internațional ONU de la Viena și noi am fost singurul cor care ne-am dus cu muzică creștină. Ne-am dus și am cântat cântările Domnului ca să îl onorăm pe Dumnezeu la sediul Națiunilor Unite din Viena. Juriul a rămas blocat când ne-a auzit ce cântăm. Când s-a stabilit corurile câștigătoare, șeful juriului ne-a întrebat dacă la gala laureaților am avea alte cântări decât cântările acestea religioase. Și noi le-am spus că noi avem un singur fel de cântare. Cântare care îl preamărește pe Dumnezeu. Și ne-a spus atunci, nu vă putem da aur, vă dăm doar argint. Și aur au dat la un cor din Africa, dintr-un trib din Africa, care au imitat maimuțele. Dar asta este pe pământ. S-a terminat competiția, ne pregăteam să mergem spre țară și i-am rugat pe toți studenții să-și pregătească actele de călătorie, pașapoartele și unul dintre băieții noștri a pălit. Și mi-a spus, mi-am pierdut pașaportul. Asta era înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană. Și a însemnat să rămână o săptămână în urmă la Viena, până când consulatul român i-a făcut rost de documente de călătorie, că n-a mai putut să plece din Austria. În urmă cu 2 ani de zile, am fost împreună cu corul la Sankt Petersburg, în Rusia, invitați de Orchestra Filarmonică din Sankt Petersburg, să cântăm împreună Patimile după Matei, oratoriul de Johann Sebastian Bach, în sala mare de concerte din Sankt Petersburg, construită de țarul Petru cel Mare. Ne-am dus cu 60 de studenți la Sankt Petersburg și am învățat lecția de la Viena. Am luat un student de la management împreună cu noi și slujba lui a fost următoarea. După ce am aterizat în Rusia, am trecut de controlul pașapoartelor, am cerut de la toți studenții pașapoartele și biletele de avion, studentul acesta le-a pus într-o geantă specială și slujba lui a fost zi și noapte să ne păzească pașapoartele și biletele. Că suntem în Rusia. Vă imaginați reacția studenților? Dar suntem noi gâgă să ne dăm pașapoartele și biletele, dar noi nu suntem în stare să ne le păzim? Și am spus, suntem în Rusia și dacă a fost cumva să rămâi o săptămână în Viena, nu știu cum o să fie să rămâi vreo 2 luni în Rusia. Așa că am adunat pașapoartele și studentul nostru le-a vegheat. S-a terminat concertul și am lăsat pe studenți să meargă în oraș, să-și cumpere amintiri pentru familie, să viziteze muzee și să petreacă o zi relaxată în Sankt Petersburg. Unuia dintre cei mai buni studenți
I s-a furat în metrou din Sankt Petersburg pormoneul cu toți banii. Și când s-a trezit afară din metrou să-și verifice banii, să cumpere ceva, n-a mai avut nimic în buzunar și a spus, slavă Domnului că n-am avut pașaportul la mine. Că îmi pare rău după bani, dar am cu ce merge acasă. Acum Domnul Iisus nu vorbește nici de bani, nici de pașapoarte, Domnul Iisus nu vorbește nici de casă, nici de mașină, vorbește ceva mult, mult mai valoros. Vorbește despre sufletul nostru, despre acea parte din noi care ne pune în legătură cu Dumnezeu. Ce folosește un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă este atât de scump, atât de prețios sufletul nostru, ce facem cu el? Ce fac oamenii cu sufletele lor? Am să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în seara aceasta și ne vom uita la trei oameni care s-au raportat fiecare în felul lui la sufletul pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu. Primul om de care ne vom ocupa este în Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Unul din mulțime i-a zis lui Iisus, Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Întâmplarea aceasta este atât de stranie încât trebuie să punctăm câteva lucruri. Domnul Iisus era în mijlocul unei mari mulțimi și le vorbea despre lucrurile cerești, despre lucrurile lui Dumnezeu. Le vorbea oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și despre harul lui Dumnezeu pregătit pentru noi oamenii. Le vorbea despre cele cerești. În timp ce predica Domnul Iisus, un om din mulțime a strigat peste toți ceilalți, Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Vă imaginați cât de stranie a fost reacția aceea? Imaginați-vă că în timp ce noi vorbim aici despre lucrurile lui Dumnezeu, cineva ar striga de undeva din spate, de jos, din sală sau de la balcon, Domnule predicator, spune-i fratelui meu să împartă dolarii cu mine. Cum ați reacționa? Domnul Iisus se întoarce înspre omul care a strigat și l-a întrebat, crezi că eu am venit în lumea aceasta să rezolv între voi problemele materiale? Crezi că problemele pe care Dumnezeu mi le-a încredințat se referă la lucrurile acestea care vor arde cu trosnet? Și le-a spus întâmplarea aceasta. Un om bogat, un om care era deja bogat, un fermier a avut un an incredibil de bun pentru ferma lui. În anul acela a semănat la vreme, în anul acela a plouat la vreme, în anul acela a secerat la vreme, toate condițiile au fost favorabile și a avut o recoltă record. Nimeni niciodată n-a avut o recoltă ca el. Și dintr-o dată s-a trezit față în față cu două mari probleme. Prima problemă este materială, a doua este spirituală. Problema materială este aceasta. Am atâtea bogății că nu știu unde să le depozitez. Mare problemă. Să ai atâta bogăție să nu știi unde să o depozitezi. Să ai atâta bogăție încât restul vieții tale să nu mai ai nici o frământare materială. Dacă ești bărbat, ai atâtea resurse materiale încât poți să-ți cumperi câte mașini vrei și ce mărci de mașină vrei. Poți să cheltui cât vrei pentru toate lucrurile și niciodată să nu intri în deficit.
Dacă ești femeie, să ai atâția bani încât să poți merge la cele mai scumpe magazine și să-ți cumperi cele mai scumpe toalete și cele mai scumpe bijuterii și să-ți cumperi cele mai scumpe mobile și toate celelalte lucruri și să ai atâtea resurse materiale încât niciodată să nu intri în criză. Dacă ești băiat, să-ți poți cumpăra toate jucăriile electronice. Să-ți poți cumpăra toate lucrurile de marcă. Să-ți poți cumpăra tot ce îți dorește sufletul tău. Dacă ești fată, să poți cumpăra la fel. Să te poți duce la Paris, la galeriile, la Lafayette, să-ți cumperi tot ce vrei tu, ai atâta încât niciodată să nu duci lipsă. Vă puteți imagina o astfel de viață? Am această problemă. Cum să o rezolv ca mai mult decât pot depozita? Și omul acesta este priceput în lucrurile materiale. Dintr-o dată spune, știu ce am de făcut, stric toate depozitele pe care le am, construiesc altele la standarde europene, zicem noi acum în România, totul la standard european. Construiesc niște depozite în care să-mi păstrez toate rezervele atât de bine încât să nu se altereze și să am pentru restul vieții mele toate lucrurile. Strică toate depozitele, construiește altele, un om extraordinar de antreprenorial, foarte priceput în lucrurile materiale. Și rezolvă problema materială. Dar rămâne cu cea spirituală. Ce să fac acum că nu mai am niciun fel de problemă materială? Și în momentul acela stă de vorbă cu sufletul lui. Observați că Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât noi putem sta de vorbă cu sufletul nostru. Când ai stat ultima dată de vorbă cu sufletul tău? Și ce i-ai spus sufletului tău când ai stat de vorbă cu el? Omul acesta stă de vorbă cu sufletul lui și spune, suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, așa că facem planurile de viitor. Mănâncă, bea și distrează-te. Suflete al meu, am pentru tine un plan pentru restul zilelor. Mănâncă, bea și distrează-te. Nu mai e niciun fel de frământare. În momentul acesta începem să intrăm într-un fel de tensiune lăuntrică. Omul acesta se uită la sufletul lui, care ne-a fost dat să ne lege de cer și nu mai are niciun fel de problemă pământească și în loc să spună, la tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În loc să spună, cum dorește un cerb izvoare de apă vie, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. În loc să spună, am scăpat de toate frământările, de acum vreau să stau în părtășie cu Dumnezeu, să citesc Scriptura, să mă rog, vreau să umblu în calea lui Dumnezeu, vreau să-mi înalt sufletul la cele cerești și vreau să trăiesc în așa fel încât sufletul meu să-și împlinească menirea. Omul acesta își ia sufletul care i-a fost dat să lege de cer și îl trage în pământ și îl îngroapă în morcir la pământul acestuia. În noaptea aceea, Dumnezeu se uită la el și spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Când Dumnezeu spune, nebunule, spune vorbă foarte aspră, nebun în Biblie însă nu înseamnă un om care e bolnav cu nervii, nebun în Biblie înseamnă cu totul altceva. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Nebun în Biblie este omul care își întoarce spatele lui Dumnezeu. Nebun este omul care îl neagă pe Dumnezeu și care trăiește doar pentru pământul acesta. Dumnezeu îi spune, nebunule, ți-a fost dat sufletul ca să te lege de cer. Și Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne-a construit, ne-a construit atât de tainic, atât de misterios, încât a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Omul acesta și-a îngropat sufletul în cele materiale, încât a reușit să sufoce în el și gândul veșniciei. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. În anul trecut, la Crăciun, în 2006, toată luna decembrie, de altfel și ianuarie, biserica noastră a fost în lanț de post și rugăciune pentru săptămâna de evangelizare. La fiecare oră, din noapte și din zi, frați și surori erau în rugăciune și în zi de post pentru lucrarea Evangheliei din biserică. Și mama soției mele, la vârsta de 85 de ani, s-a înscris în lanțul de rugăciune și i-a spus așa, eu iau ceasul de la ora 12 noaptea la 1 noaptea
pentru că cei mai mulți care sunt tineri lucrează ziua și e mai greu să stea noaptea. Eu sunt la vârsta aceasta și pot să stau noaptea să mă rog. Într-o noapte, tocmai în ajun de Crăciun, când s-a ridicat de pe genunchi, s-a dezechilibrat, a căzut și a fracturat șoldul și a trebuit să o ducem la spital. Era în salon, în spital, și noi am stat cu ea și Salvarea a dus o femeie în comă, o femeie la vreo 22-23 de ani, și am aflat istoria acelei femei, căsătorită de un an și ceva, cu o fetiță de 3 luni de zile. În seara de ajun de Crăciun și-a lăsat fetița cu părinții ei și ea cu soțul s-au dus la o petrecere. S-au întors de la petrecere târziu, au avut un accident cumplit de mașină, amândoi au intrat în comă, i-a dus Salvarea la spital, el a murit în drum spre spital, ea a fost pusă pe aparate de susținere a vieții în ea și și-a revenit după câteva ore din comă, dar nimeni n-a îndrăznit să-i spună că soțul i-a murit. Și-a revenit din comă și a început să strige. Să strige soțul, să-l cheme să vină la ea. M-am apropiat de patul ei și am întrebat dacă îmi dă voie să mă rog. Mi-a dat voie să mă rog pentru ea, m-am rugat. După 2 zile, când s-a stabilizat starea sănătății ei, medicul i-a spus că soțul ei a murit. Eram acolo când i-a spus medicul și vă spun, a urlat și a smuls părul din cap. Era într-o disperare greu de imaginat și după ce a plecat medicul, m-am apropiat din nou de patul ei și am întrebat dacă îmi dă voie să mă rog pentru ea. Și mi-a dat voie să mă rog. Când am terminat rugăciunea, i-am spus că ne vom ruga și în familie și în biserică pentru ea și eram gata să plec și ea mi-a spus pe nume și a spus, domnul Negruț, dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine, dar eu vă cunosc. În urmă cu 2 ani de zile, am fost la săptămâna de evangelizare la Biserica Emanuel. Eram împreună cu băiatul care mi-era prieten și care mi-a devenit soț. În seara aceea, am fost cercetată de Cuvântul lui Dumnezeu și eram gata să mă întorc la Dumnezeu. Dar prietenul meu mi-a spus că dacă eu mă pocăiesc, rupem prietenia și ca să nu-l pierd pe el, am renunțat la pocăință. Și îmi spune, după 2 ani de zile, am rămas fără soț, am rămas cu sufletul pustiu și nu mai am nimic. Dragul meu, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta? Va veni o zi în care sufletul acesta va pleca de aici. Va veni o zi în care Dumnezeu ne va cere sufletul fiecăruia. Când ai stat ultima dată de vorbă cu sufletul tău și ce ai spus? Sunt oameni care trăiesc aici pe pământul acesta 10, 20, 80, 100 de ani și la capătul drumului se duc din lumea aceasta cu sufletul pierdut. Și unii se duc în iad de la biserică. Au participat la slujbă, au auzit planul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și au împietrit inima și se duc din lumea aceasta pierduți pentru vecii vecilor. Mă rog să ne cerceteze Dumnezeu în seara aceasta. Când ai stat ultima dată de vorbă cu sufletul tău? Al doilea om pe care Biblia ne-l prezintă este un om care s-a specializat în a-și chinui sufletul. Întoarceți, vă rog, la a doua epistolă a lui Petru, la capitolul 2. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. Sunt o serie de întrebări pe care le spune apostolul ca să ne arate dreptatea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu. Și spune așa, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, și aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Lot, omul care și-a chinuit sufletul. Un om care a trăit pe pământul acesta și-a trăit un stil de viață în care sufletul i-a fost chinuit în fiecare zi.
Dar cine e Lot? Îl găsim prima dată pe paginile Bibliei în cartea Geneza la capitolul 12. Este nepotul patriarhului Avram. Avram a avut o experiență cu Dumnezeu care i-a schimbat radical viața și care i-a schimbat și traseul în viață. Experiența lui Avram cu Dumnezeu a fost atât de puternică încât i-a influențat toată familia. Și când Avram a plecat după porunca lui Dumnezeu spre țara făgăduinței, și tatălui și nepotul lui Lot au plecat împreună cu el. Lot a văzut transformarea din viața lui Avram și a fost impresionat și a vrut să fie aproape de unchiul Avram. Așa că a plecat în călătorie spre țara făgăduinței cu unchiul lui și mereu a asistat la cele momente în care Avram zidea un altar, aducea o jertfă Domnului și își înălța sufletul înspre cer, înspre Dumnezeu. Lot a văzut toate acestea și a fost uimit, impresionat. Lot a fost cercetat în călătoria lor înspre țara promisă. Ni se spune în versetul, capitolul 13, că Dumnezeu i-a binecuvântat cu lucruri materiale. La un moment dat, binecuvântările materiale erau atât de mari, încât turmele celor doi, al lui Avram și al lui Lot, nu mai încăpeau în aceeași zonă. A apărut o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot și Avram intervine în cearta aceea și îi spune Lot: să nu ne certăm între noi pentru lucruri materiale. Lot, uite, aici este țara toată înaintea ta. Alege care parte a țării o vrei tu. Dacă tu te duci înspre miază noapte, eu mă duc înspre miază zi. Dacă tu te duci înspre răsărit, eu mă duc înspre apus. Lot, alege tu toată partea aceasta. Și Biblia ne spune că Lot și-a ridicat ochii, a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers înspre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Și Biblia ne spune că Lot s-a dus tot mai înspre răsărit, până când și-a întins corturile la marginea Sodomei. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dar Lot s-a dus înspre Sodoma. Momentul acela în care Lot alege țara cu toate bogățiile ei este un moment care din nou trebuie subliniat. Vă rog să vă imaginați scena aceea. Avram ajunge în țara făgăduinței. Țara i-a fost făgăduită lui. Apare o tensiune între el și nepotul Lot. Și Avram îi spune nepoate: alege tu partea care o vrei din țara pe care Dumnezeu mi-a făgăduit-o mie. Și Lot alege zona cu toate bogățiile țării Canaanului. Greu să înțelegem momentul acela, așa că voi încerca să aduc o ilustrație mai aproape de noi. Imaginează-ți că ai venit în Chicago, în America, în urmă cu 20-30 de ani, Dumnezeu te-a binecuvântat, ai prins rădăcină, te-ai descurcat material, Dumnezeu ți-a dat pricepere și ai aici o stare bună în America, o stare bună din punct de vedere material. Ai o casă mare cu etaj și în curte mai ai o bucătărie de vară. Dumnezeu te-a binecuvântat și ai un Mercedes nou-nouț. Și ai mai rămas cu un trabant din România pe care l-ai în curte. Dar ți-ai adus aminte că în România ai lăsat un nepot mai necăjit, mai sărac. Ți s-a făcut milă de el și l-ai adus pe nepotul tău aici în America să-i dai și lui un viitor. Nepotul a venit și, impresionat de gestul tău, a trăit cu tine în casă, ani de zile a stat la oaltă, dar pe măsură ce au trecut ani, nepotul a devenit tot mai mofturos, a devenit tot mai nepoliticos, a devenit tot mai pretențios și viața cu nepotul tău este tot mai dificilă. Într-o zi, stai de vorbă cu el și spui: auzi, nepoate, n-are rost să ne certăm ca și cei doi din avion. Aseară, soțul și soția, Lot, n-are rost să ne certăm, nepoate, să nu ne certăm. Uite, am aici casa asta cu etaj și am camera aceea separată în curte. Am aici Mercedesul acesta și am trabantul acela. Nepoate, alege tu partea care o vrei ca să ne certăm. Și nepotul se uită în ochii tăi și spune: în sfârșit, bine că ai ajuns la concluzia asta. Eu vreau casa cu etaj și vreau Mercedesul. Tu du-te și stai în bucătăria aceea de vară și călătorește cu trabantul. Ce spune nepotului tău? Nepoate, ai obraz? Nepoate, să-mi faci așa ceva după ce te-am scos din sărăcie? Ceva la scară mult mai mare i-a făcut Lot lui Avram. I-a luat lui Avram țara făgăduită de Dumnezeu.
Niciodată făgăduința nu este pentru Lot. Promisiunea este pentru Avram. Și Lot îi smulge promisiunea. Și când face alegerea aceea, se desparte de Avram și Lot nu mai participă la nicio oră de rugăciune de seara, la nicio rugăciune de dimineața. Lot nu mai are timp duminica să meargă la închinare cu Avram. Lot este din ce în ce mai atras de Sodoma, ajunge să-și cumpere un loc de casă, își construiește casă în Sodoma și când ajunge să se realizeze material, îi spune soției, în sfârșit am ajuns în rând cu oamenii. Avem viitor și noi și copiii noștri. Dar acum, dacă am ajuns în Sodoma, trebuie să ne facem relații. Trebuie să intrăm în legătură cu oamenii, să intrăm și noi în contact cu ei și să intrăm în dinamica vieții din Sodoma. Și abia așteaptă într-o dimineață să iasă vecinul din dreapta ca să vorbească cu el și să intre în legătură. Și iese vecinul din dreapta și Lot trage cu urechea să audă ce fel de vecin are. Și se înspăimântă. Pentru că vecinul din dreapta e stricat până în măduva oaselor. Vorbe murdare și fapte murdare și Lot se înfioară. Și spune, cu vecinul acesta nu pot avea relații. Dar probabil că cel din stânga să fie altfel. Și ascultă să vadă ce fel de vecin este cel din stânga. Și se înfioară din nou pentru că este la fel de stricat. Și Lot spune, poate că cel de peste drum. Și cel de peste drum este stricat. Și oamenii din Sodoma sunt stricați unul după celălalt. Și toată cetatea e stricată. Și Lot se înfioară între ei și se chinuie între ei. Și Lot nu mai are liniște pentru sufletul lui. Dar în momentul acela sunt surprins de următorul lucru. Că Lot nu ia nicio decizie să plece de acolo la unchiul Avram. Să spună, am făcut o alegere greșită, mă întorc la unchiul Avram, pentru că aici îmi chinui sufletul. Lot rămâne în Sodoma și se chinuie în fiecare zi. Cunosc în țară câteva familii de copii de credincioși. S-au născut în familii de credincioși, au crescut în biserică, s-au dus la școli, s-au îndepărtat de biserică, de Dumnezeu și i-a dus valul lumii acesteia. S-au realizat din punct de vedere profesional și material. Ei se cunosc între ei și la câteva luni de zile se adună pe rând la câte una din familii ca să petreacă o seară împreună. Mănâncă împreună, beau împreună și după ce beau mai mult cu un pahar, îi prinde melancolia și își aduc aminte de anii copilăriei lor. Și spun, ți-aduci aminte cum eram noi când mergeam la biserică, la școala duminicală? Ți-aduci aminte de cântarea aceea? Și încep să cânte. Și cântă câte o cântare de la biserică și plâng. Cântă și plâng. Și apoi începe altă cântare și cântă și plâng și spun, cum eram noi atunci de fericiți? Ți-aduci aminte cât era de frumos? Și mai cântă și plâng. Și apoi se despart, pleacă fiecare la casa lui și continuă viața. Se duc mai departe. După câteva luni se întâlnesc, iarăși mănâncă, beau, cântă și plâng și iarăși iau viața de la capăt. Niciunul dintre ei nu se poate hotărî să iasă de acolo. Când Lot a ajuns să se lege de pământul acesta, când Lot a ajuns să întoarcă spatele lui Dumnezeu și spatele oamenilor lui Dumnezeu, nu se mai poate smulge din Sodoma. În noaptea în care Dumnezeu a vrut să distrugă Sodoma, doi îngeri al lui Dumnezeu s-au luptat cu Lot până spre revărsatul zorilor ca să-l smulgă din Sodoma. Doi îngeri s-au luptat cu el să-l scoată afară din Sodoma. Dragii mei, pentru noi Dumnezeu n-a mai trimis doi îngeri. Pentru noi Dumnezeu a trimis mult mai mult. Pentru noi Dumnezeu l-a trimis pe unicul său fiu. Binecuvântat să fie Domnul nostru, că a venit în lumea aceasta să ne smulgă din ea. Dar dacă ești prins de lucrurile lumii acesteia, dacă nu ești sufletul, ești unde n-ar trebui să fii, ai crescut unde era rugăciune și cântare și altar și te-ai dus cu lumea aceasta, mă rog să te întoarcă Dumnezeu de acolo. Când ai stat ultima dată de vorbă cu sufletul tău? Și ce ai spus? Ai sufletul chinuit? Trăiești o viață de om chinuit? Trăiești o viață de om care nu mai ai bucurie, ai casa plină de toate lucrurile, dar nu mai ai fericire în ea. Omul care și-a chinuit sufletul. Dar Evanghelia este mult mai glorioasă de atât. Evanghelia ne prezintă oameni care și-au mântuit sufletul. Vă rog să întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Evanghelia după Luca, la capitolul 19. Omul care și-a mântuit sufletul. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate.
Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ultima săptămână din viața Domnului Iisus pe pământ. Era în călătorie spre Ierusalim și trecea prin Ierihon. În Ierihon, printre mulți alți oameni, locuia și unul pe nume Zacheu. Zacheu este omul care a crezut că fericirea lui depinde de cantitatea de bogății materiale pe care o poate acumula. Și pentru că a crezut că viața constă în cât ai, s-a uitat la tot sistemul vremii lui să vadă care este calea cea mai rapidă de îmbogățire. Și a priceput. Era Imperiul Roman care stăpânea peste provincia Palestina și romanii aveau un sistem de taxe și de impozite foarte interesant. Stabileau plafonul taxelor, luau vameși sau colectori de taxe și impozite din rândul populației ocupate și le spunea următorul lucru. Roma spune așa: acesta este plafonul, tot ce reușești să storci tu peste plafon e al tău. Și Zacheu a zis: asta e calea. Dacă fericirea mea depinde cât am, atunci intru în slujba Romei și scot de pe oameni cât pot mai mult, 7 piei trag de pe ei ca să mă îmbogățesc. Și a intrat în sistem, priceput, a promovat în sistem și a ajuns șeful vămii pe Ierihon. Directorul vămii pe zona Ierihon. Și pe măsură ce aduna lucruri, pe măsură ce acumula bogăție, Zacheu se ducea acasă și nu era fericit. Casa tot mai plină și viața tot mai pustie. Și acumula mai mult și pustietatea era mai mare. Și în timp ce era la vamă, veneau pâlcuri de oameni care vorbeau între ei și spuneau despre unul pe care l-au întâlnit în Galileea. Unul care se numește Iisus din Nazaret. Și Iisus mi-a schimbat viața, spuneau oamenii. Mi-a dat atâta fericire, mi-a dat sens, mi-a dat bucurie. Iisus din Nazaret a făcut minuni în viața mea. Și Ierihonul este locul unde Zacheu trăiește, este tot mai bogat și tot mai nefericit și oamenii trec pe acolo și sunt tot mai mulți care sunt fericiți pentru că Iisus le-a schimbat viața. Oare cine e acest Iisus? Oare cum arată? Oare cum schimbă viața oamenilor? Și într-o zi aude vestea cea mare. Iisus va trece prin Ierihon. Și Zacheu spune: acesta e prilejul. Trebuie să-l văd. Cum arată un om care schimbă altora viața? Cum arată omul care îi face pe alții fericiți? Află exact traseul pe care va trece Iisus, află ora exactă și Zacheu iese la drumul mare să-l vadă pe Domnul Iisus. Dar are două mari probleme. Sunt mulți oameni la șosea și Zacheu este mic de statură. Asta e prima problemă. A doua problemă este că toată lumea îl urăște și nimeni nu-i face loc să meargă în față. Imaginați-vă că este domnul director a vămilor de pe Ierihon și toată lumea se întoarce cu spatele la el și îi blochează calea. Pentru că toți îl desprețuiesc pentru ce le-a făcut. Și Zacheu este mic de statură și oricât s-a ridicat pe vârfuri, nu vede peste ei. Oamenii mici au multe bucurii. Dar cea mai mare bucurie a omului mic, știți care este? Să vadă pe altul mai mic ca el. Dar Zacheu nu are nici bucuria aceasta. Este cel mai mic. Și toată lumea îl disprețuiește. Și el vrea să-l vadă pe Iisus și nu-l poate. Dar sufletul lui n-are liniște. Omul acesta le-a dat altora fericire, le-a schimbat viața. Trebuie să-l văd. Și vine o idee. Aleargă înaintea tuturor. Vă rog să imaginați directorul vămilor pe Chicago sau pe statul Illinois. Să alerge pe jos pe stradă și dintr-o dată să-l vezi că se cațără într-un pom. E caragios, așa-i? Dar Zacheu vrea să-l vadă pe cel care schimbă viața. Se urcă într-un pom la marginea drumului și așteaptă să vină procesiunea și Zacheu își face loc printre crengi să vadă și vine procesiunea. Se uită și vine Iisus din Nazaret. Și Zacheu se uită să-l vadă.
Să-L vadă pe Cel care a schimbat altora viața, le-a dat fericire, le-a dat sens în viață. Oare cum arată? Și Iisus se apropie de locul unde Zacheu este în pom. Și Zacheu se uită mai atent. Și Iisus este exact în dreptul pomului lui și Zacheu mai are câteva clipe. Și Iisus va pleca. Oare El va merge acasă tot cu sufletul pustiu? În clipa în care Iisus este exact perpendicular pe locul unde stătea Zacheu, Iisus își ridică ochii și spune: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să locuiesc în casa ta. În clipa aceea se petrece o minune fantastică. Zacheu înțelege că Iisus din Nazaret îl cunoaște pe nume. Îl cunoaște exact cu ce are, cu ce a făcut, cu ce casă are și ce se întâmplă în casa lui. Iisus vrea să intre în casa mea. Și Biblia spune, Zacheu s-a dat jos în grabă. În original, și-a dat drumul pe trunchiul copacului. Zacheu n-a mai coborât elegant. Și-a dat drumul pe trunchiul copacului, se zgârie, se șifonează, nu contează. A alergat înaintea Domnului Iisus înspre casă, l-a primit cu bucurie. Și acum are loc o scenă incredibilă. Iisus Hristos în casa lui Zacheu. Ce reguli de politețe va avea Zacheu? Ce reguli de protocol va avea Zacheu când intră Hristos în casa lui? Călătoresc mult în multe părți ale lumii și găzduiesc în multe familii și beneficiez de multe feluri de tratament. Ajung în case în care de îndată ce am ajuns, mă întreabă: frate, sunteți obosit de călătorie, vreți să vă primiți un pic, vreți un ceai, vreți ceva de mâncare, suntem pregătiți, am vrea să vă simțiți bine la noi acasă. Și dintr-o dată simți că toată casa te primește cu brațele deschise. Ajung în alte case în care spun: frate Paul, bine ați venit, aici este cheia, aici este camera dumneavoastră, simțiți-vă ca acasă, noi avem de lucru, trebuie să mergem la serviciu. Și mă lasă singur în casă, toate sabele, dar singur în casă. Ajung în alte familii în care mă primesc și spun: frate, să vă arătăm casa. Mobilă Ludovic 16, mai știu eu cu tare lucruri, mi-arată toate bogățiile casei și eu de felul meu nu sunt prea priceput la ele, dar politicos trebuie să mă uit la ele. Ajung în alte case în care spune: frate, asta e camera dumneavoastră, și dintr-o dată mă trezesc că sunt într-o cameră în care toate sertarele sunt încuiate. Acum, dragii mei, eu nu cotrobuiesc nici acasă la noi. O întreb pe soția unde-s lucrurile. Dar ajung în familii în care toate sunt închise. Te-au primit în casa lor, dar ești ca și într-un fel de pușcărie. Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu. Oare cum îl va primi Zacheu? Ce îi va spune? Ce reguli de protocol? Interesant răspunsul lui. Zacheu a stat înaintea Domnului și a spus: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Doamne Iisuse, până ai intrat în casa mea, scopul meu a fost să adun lucruri materiale, să-mi caut împlinirea în ele. Doamne, ai venit în casa mea, a venit atâta bogăție, a venit atâta fericire, mi s-a umplut inima, Doamne, mă pot despărți de ele. Doamne, nu mai caut sensul în ele. Doamne, dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. Doamne, relațiile mele cu oameni au fost să iau de pe ei, să-i înșel, să-i jegmănesc, să scot pielea de pe ei. Doamne, i-am abuzat pe ceilalți, i-am exploatat. Doamne, a intrat în viața mea, s-a reparat relația mea cu Dumnezeu, se repară relația cu ceilalți. Doamne, se schimbă totul. Și Domnul Iisus spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. S-a umplut casa inimii lui Zacheu de toate bogățiile cerului. S-a schimbat inima lui Zacheu atât de mult încât se schimbă totul. Pentru că atunci când este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că totul s-a făcut nou. Și Domnul Iisus spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, Zacheu și-a mântuit sufletul. Când ai stat ultima dată de vorbă cu sufletul tău? Spune-mi, dacă în noaptea aceasta ai plecat de pe pământ, unde ți-ai petrece veșnicia? Îți este sufletul pierdut? Fiul omului a venit să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Este o seară în care Fiul lui Dumnezeu îți cunoaște inima. Așa cum i-a cunoscut-o lui Zacheu, îți cunoaște viața, îți cunoaște numele, îți cunoaște istoria, îți cunoaște falimentele, îți cunoaște strigătul inimii, îți cunoaște durerile și poverile. Ești un om care ai sufletul pierdut? Fiul omului a venit să caute. Spune: Doamne, aici sunt. Doamne Iisuse, vino și în casa inimii mele și schimbarea care ai făcut-o în viața lui Zacheu a fost și în viața mea. Ești un om cu sufletul chinuit? Ești ca Lot unde n-ar trebui să fii? Te-ai tot îndepărtat de altar? Te-ai tot îndepărtat de rugăciune, de părtășia cu Dumnezeu? Te-ai dus unde nu-i locul tău?
În seara aceasta Dumnezeu nu trimite îngeri, ci Fiul omului a venit să te smulgă de acolo. Mă rog ca Domnul Iisus să te ridice de acolo. Ești gata să-i spui: Doamne Iisuse, vino și în viața mea și schimbă și viața mea. Să vă rog să plecăm capetele rugăciunii. Și acum stăm pe scaune. Timp ce stăm înaintea lui Dumnezeu, îngăduiem să te întreb: în compania căruia dintre acești trei oameni vei pleca în seara aceasta spre casă? Vei pleca în compania celui cu sufletul pierdut? Vei pleca în compania celui care și-a chinuit sufletul? Vei pleca în compania celui care a spus: Doamne, bine ai venit în casa mea, totul s-a schimbat? Cântarea aceasta este compusă de Charlotte Elliot, o actriță din Marea Britanie care, în cea mai mare criză a vieții ei, paralizată și bolnavă, și-a dus aminte de vorba unui predicator bătrân: vino la Domnul așa cum ești. Și-a compus cântarea aceasta, care a devenit una dintre cele mai cunoscute cântări. Așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin. O, mielule, eu vin. Timp ce stăm cu capetele plecate în rugăciune, am să vă rog următorul lucru. Toți acei care știți cu siguranță că sufletul este mântuit, că v-ați împăcat cu Dumnezeu, am să vă rog să vă ridicați în evlavie, în picioare, peste câteva momente. Cei care știți că aveți sufletul nemântuit, neîmpăcat cu Dumnezeu sau sufletul chinuit, am să vă rog să rămâneți pe bancă. Vom cânta împreună cântarea aceasta: Așa cum sunt, la tine vin. Și la prima strofă am să-i rog să se ridice în picioare cei care știu cu siguranță că sufletul este mântuit prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, că viața este schimbată prin viața celui care a venit să moară pentru noi. La strofa a doua și a treia, am să vă rog pe toți aceia care vreți să-i spuneți Domnului: Doamne Iisuse, nu mai vreau să plec acasă cu sufletul chinuit, Doamne, eliberează-mi sufletul, mă întorc la tine. Cei care vreți să spuneți: Doamne Iisuse, nu mai vreau să trăiesc în lumea aceasta fără tine, nu mai vreau să fiu robul lumii materiale, păcatului, Doamne, mă întorc la tine, primește-mă. La strofa a doua și a treia, am să vă rog să vă ridicați în picioare și să cântați împreună cu noi. Acum în evlavie, îi rog pe toți acei care știu cu siguranță, pe baza cuvântului Scripturii, a credinței jertfa Domnului Iisus Hristos, că avem sufletele mântuite, vă rog să vă ridicați în picioare și rog pe fratele Valentin să conducă cântarea aceasta. Și noi am avut o seară sau o zi când a fost departe de Domnul Iisus și a spus: Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Ne-a primit, ne-a iertat, ne-a spălat păcatele, ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a umplut viața de bucuria cerului. Și putem cânta: Doamne, mielul lui Dumnezeu, sunt bucuros, pentru că sunt spălat în sângele divin. În seara aceasta spune și tu: Doamne Iisuse, le-ai dat un suflet care este așa de scump, pentru că numai sângele de la Calvar îl poate răscumpăra. Doamne, ridică-mă din starea în care sunt. Întinde-ți mâna, Doamne, și iartă păcatele mele. Schimbă viața mea. Fă-mă copilul Tău și, Doamne, dă-mi harul să mă duc acasă împăcat cu Dumnezeu și schimbat. În timp ce cântăm strofa următoare, ridică-te în picioare și cântă cu noi și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Spune: Doamne Iisuse, să mă arunc în brațele Tale. Să mă binecuvânteze Domnul. Să fie slăvit Dumnezeu. Cântarea spune: de îndoieri să-ți apăsat. De ispitiri împrejurat, lovit de faluri, mult purtat, sunt bătălii spirituale. Spune: Doamne Iisuse, din bătălii, din frământări, din furtuni, Doamne, primește-mă. Ridică-te și cântă împreună cu noi și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Oriunde mai este cineva, ridică-te și spune: Doamne, vreau să fiu al Tău cu totul. A Lui să fie slavă și Dumnezeu să mă binecuvânteze. Înainte de a-mi da harul să mă împac cu tine, să mântuiesc sufletul.
câteva rugăciuni scurte, împreună cu câțiva frați și câteva surori, îi aducem în mâna Domnului, înaintea Lui în rugăciune pe cei care au venit la El în seara aceasta. Ne rugăm ca Harul Lui Dumnezeu să-i păzească de orice cădere, să-i țină tari până în ziua glorioasă a revenirii Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească biserica și să o păzească. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze încât Hristos să fie înălțat în locul acesta. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și mărească slava noi și între noi. În câteva rugăciuni scurte, rugăciuni cu voce tare, câțiva frați și câteva surori, venim înaintea Domnului. Și apoi fratele Valentin va încheia cu rugăciune.